Victoria Covescu, candidatul Mișcării Populare la fotolul de primar al Slatinei și președinte al organizației municipale, a anunțat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că se retrage din competiție și părăsește partidul. El a pus decizia pe seama recentelor schimbări de la vârful organizației. Am înțeles că prezența mea nu mai este dorită în acest partid, decât să fiu unul dintre cei care nu-și găsesc locul, rostul în acest partid, prefer și am luat decizia ca începând de astăzi să nu mai fac parte din Mișcarea Populară Slatina, Mișcarea Populară Olt. Împreună cu el au decis să demisioneze de Mișcarea Populară și alți membri cu funcții de conducere în structurile politice din județ. Victoria Covescu a susținut că, deși a primit oferte de a se înscrie și în alte formațiuni politice, va încerca să-și promoveze ca independent ideile și proiectele stabilite ca și candidat. Fostul candidat al Mișcării Populare la funcția de primar a Slatinei este profesor de limba română la Colegiul Național Radu Greceanu.